Ziua Constanței a fost marcată, așa cum se cuvine, și de mișcarea artiștilor din Constanța. Universul atât de rafinat și delicat al artei începe să prindă un contur din ce în ce mai vizibil și pentru cei doritori de frumos. Acest lucru este posibil prin inaugurarea, nu de mult timp, a unui spațiu dedicat expozițiilor de artă. Este vorba despre galeriile de artă de pe strada Ștefan cel Mare, numărul 15. Este cea de-a doua expoziție pe anul acesta în această galerie al UAP, Uniunea Artiștilor Plastici din România, Constanța. Și iată, deci, astăzi instituim această manifestare, această acțiune culturală și îmi place să cred că este de bun augur, dat fiind faptul că sunt și zilele Constanței. Care este tema acestei expoziții? Sunt anumite simboluri pe care orașul Constanța le are, și anume plecăm odată de la Casino Constanța, dar bineînțeles că putem identifica și, să spunem așa, lucrări în care există o anumită peisagistică sau elemente istorice ale județului Constanța sau Tomis. Ca temă artistică, organizatorii au ales un element definitoriu pentru spațiul constanțean și anume clădirea cazinoului. Întreaga pleiadă a artiștilor invitați la eveniment, artiști constanțeni, dar și mulți veniți din țară, au răspuns prezent, așa cum știu mai bine, adică prin lucrările lor, acestei invitații speciale. Muncesc și trăiesc în Constanța, ceea ce mă bucură enorm de mult. Sunt locuitor al acestei minunate urbe, prin adopție, de foarte mulți ani. Și cu ocazia asta doresc tuturor, cu ocazia zilei de 21 mai, doresc din tot sufletul meu, un la mulți ani constanțenilor și să aibă parte numai de lucruri foarte bune și foarte frumoase. Acest spațiu înseamnă pentru noi extrem de mult, este un loc vital. Pentru un artist plastic este spațiu ideal în care să-și manifeste și să-și expună lucrările și conceptele expoziționale. Acest spațiu înseamnă enorm de mult pentru oraș, pentru că eu consider constanțenii merită să aibă un loc în care să vină și să ia la cunoștință tot ceea ce se întâmplă în arta contemporană. Operele sunt grăitoare și reușesc să redea foarte explicit, inteligent și personal, poziția și sentimentele artistului față de clădirea simbol a Constanței. Am mai spus despre expoziția în ansamblu, că este ca un manifest al artiștilor constanțeni pentru orașul în sine. Iar expresiv lucrarea mea denotă că pe undeva am ajuns la un paradox să fim într-un stadiu de fraternitate cu Notre-Dame de Vieux-Paris. Eu am pus un titlu sugestiv, Notre-Dame de Constanța, în care cazinoul nostru nu arată prea departe de ruinele actualului Notre-Dame de Paris. Accesul în incinta galeriei de artă este liber, iar lucrările realizate special pentru a celebra Ziua Constanței le puteți viziona pentru încă o săptămână. Să spun doar că avem foarte mulți artiști care expun, de la Georgiana Apostolache, Dorin Barbu, Marieta Besu, Mihaela Laura Boeru, Aurel Bulacu, Zuzu Caratănase, Gheorghe Caruciu, Anca Maria Ciofârlă, Horia Cristina, Mirela Dimcea, Mihaela Dobrin, Adina Dogaru, Răzvan Dragoș, Mircea Dumitrescu, Aneta Fătu, Daniela Gherghe, Constantin Grigoruță, Ovidiu Ionescu, Răzvan Lipan, Leonte Năstase, Sofia Ovejan, Gabriela Pârvuleț Aramă, Eugen Raportoru, Valeriu Sepi de la Phoenix, Anastasia Stoiciu, Florin Stoiciu, Matei Șerban, Ion Tițoiu, Tudor Tițoiu, Cristina Tudorache, Daniela Țurcanu.